În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Forțelor Terestre, joi, 25 aprilie 2015, Garnizoana Șimleu Silvaniei a organizat ceremonia de dezvelire a plăcii cu denumirea străzii General Stelian Popescu, care a fost comandantul Regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania între anii 1958-1966 și ulterior comandantul Armatei a IV-a. Manifestarea a început prin primirea onorului de către domnul inginer Septimii Cătălin Țurcaș, însoțit de colonelul Ștefan Toader, comandantul garnizoanei Șimleu Silvaniei și domnul colonel în rezervă Alexandru Liviu Șerban, președintele Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Sălajul. Se intonează imnul de stat al României, iar apoi oficierea serviciului religios. Locotenent colonel Șimon Tudor prezintă dimensiunea istorică a acestei zile și a evenimentului în desfășurare. Se aduc mulțumiri cu această ocazie primăriei orașului Șimleu Silvaniei, care a dat curs favorabil propunerii de a se atribui numele unei străzi din apropierea regimentului cu numele unei elite ale armatei, care constituie pildă de profesionalism, de moralitate și patriotism autentic pentru generațiile viitoare. Doamna profesor Angela Maria Lipo, consilier, dă citire hotărârii Consiliului Local de redenumire a unui tronson din strada Mihail Sadoveanu cu numele de stradă General Stelian Popescu. Întrunit în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2015, având în vedere avizul numărul 1 din 8 ianuarie 2015 al Comisiei de Atribuire de Denumire a Județului Sălaj, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada General Stelian Popescu, unui tronson din strada Mihail Sadoveanu, din orașul Șimleul Silvaniei. Prezentat alocuțiuni din partea colonelului în rezervă Alexandru Liviu Șerban, domnul colonel Ștefan Toader, domnul inginer Septimii Cătălin Țurcaș. Ștefan Toader, stimați invitați, consilieri locali, dragi militari și dragi locuitori ai cartierului fost 2 Meapene, din acest moment strada General Stelian Popescu. Iată că este o zi frumoasă din foarte multe puncte de vedere. Sfântul Gheorghe, de acolo din ceruri, cel care a fost și militar în armata romană, a hărăzit că astăzi noi, cei care facem parte din armata română, să avem sufletul încărcat de bucurie sufletească, pentru că putem să aducem un omagiu unuia dintre generalii, mulții generali pe care i-a enumerat colegul nostru, adineauri, care au trecut fie și pentru câțiva ani, sau unii dintre domniile lor pentru mai mulți ani pe acest drum. Cum era el atunci, nu frumos și asfaltat cum este acum. Pe aici probabil că și pașii lui Iuliu Maniu
Nu probabil, în mod sigur, venind de la Bădăcin, cu treburi fie la Șimleul Silvaniei, fie mai departe la Arad și de ce nu la Viena, la Budapesta, la Praga sau în alte locuri, a trecut de multe ori pe aici. Cazărmile nu erau, pentru că ele s-au format ulterior în anii 36-37. Dar să revenim. Numai din garnizona Șimleu Silvaniei ați înțeles dumneavoastră că au plecat atâția și atâția generali. Astăzi a făcut un gest simbolic și de aceea țin să mulțumesc înainte de a continua cu câteva cuvinte primăriei, orașului, domnului primar, Consiliul Local, pentru că au înțeles demersul nostru al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Săraș, pe care o reprezint la această activitate. Să mulțumesc comandantului garnizoarei, pentru că împreună au găsit o soluție onorabilă, pentru ca generalul Stelian Popescu astăzi, probabil că de acolo din ceruri, să fie mulțumit că atunci, în perioada în care domnia sa a fost comandant aici, iată că îi se cuvine și îi se acordă respectul cuvenit. Noi trebuie să ne venerăm eroii, pentru că așa cum spunea Nicolae Iorga, orice țară care își uită eroii, se uită pe sine. Iar neamul românesc devine etern numai prin cultul eroilor. Eu mă voi duce săptămâna viitoare la conferința națională a Asociației Cultul Eroilor și vreau să vă spun de pe acum și cu garanția că voi aduce și imagini de acolo, că la nivel național conducerea Asociației Naționale Cultul Eroilor, filiala Sălaj și subfiliala Șimleul Silvaniei, cărora le mulțumesc de asemenea foarte mult, este una care și-a făcut un crez din a respecta și a cinsti eroii neamului. N-aș vrea să vorbesc prea mult despre generalul Stelian Popescu, deși l-am cunoscut în alte împrejurări decât atunci când dânsul a comandat regimentul 69 artilerie, dar am discutat zilele trecute împreună cu domnul primar, cu domnul colonel Ștefan Toader și doamna Mara, domnul Mara, doamna Fărcășan, domnul Deacheanuș, care chiar l-a cunoscut ulterior, Horincaș, Dumitru din cartierul celălalt, a fost unanim de acord că a fost un general deosebit. Întâi a fost om, așa cum suntem oricare dintre noi, dar apoi a fost un militar desăvârșit. Închei prin a vă mulțumi încă o dată dumneavoastră tuturor cei care sunteți prezenți la această manifestare de suflet și cu îndemnul ca totdeauna când mergem într-o zonă oarecare, fie că e vorba de Șimleu, de Sălaj, de România, de alte state, să nu ne uităm eroi. Pentru că, din păcate, nu este cazul Șimleului, unde este un oraș de excepție din acest punct de vedere, în a-și cinsti eroi. Dar sunt localități unde cultul eroilor nu este la înălțimea la care ar trebui să fie. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, vă mulțumesc, domnule comandant, vă mulțumesc tuturor și să ne bucurăm de o asemenea zi frumoasă de Sfântul Gheorghe, care coincide și cu Ziua Forțelor Terestre. Iar pentru toți aceia dintre dumneavoastră care astăzi vă servați onomastica, e Gheorghe, că e Georgeta, la mulți ani și multă, multă sănătate. Vă mulțumesc! Primar, stimați invitați, permiteți-mi să vă mulțumesc tuturor celor care ne onorați cu prezența. În urmă cu aproximativ o jumătate de an, împreună cu inimosul și distinsul domn colonel în rezervă, Alexandru Liviu Șerban, președintele Asociației Cultului Eroilor, Regina Maria, filiala județeană Sălaj, făceam o propunere domnului primar inginer Cătălin Septimiu Țurcaș, ca în semn al marii prețuiri pe care o avem față de înaintașii și noștri artileriști, să găsim posibilitatea redenumirii unei străzi din orașul Șimleu Silvaniei cu numele unui brav artilerist. Iată, astăzi, în această zi, cu dublă semnificație, praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Ziua Forțelor Terestre, acest vis a devenit realitate. Prin acest gest al dumneavoastră, istoria orașului se identifică mai mult cu istoria artileriei prin regimentul 69 artilerist de Silvania, pe care Șimleu Silvaniei îl găzduiește. Nu în întâmplător a fost ales acest loc, întrucât în apropierea acestui cartier a locuit generalul de corp de armată Stelian Popescu și aici este dislocat regimentul pe care l-a comandat.
Aduc în fața dumneavoastră câteva date despre generalul de corp de armată, Stelian Popescu, al cărui portret îl puteți vedea în partea dreaptă. Născut la 26 ianuarie 1925 la Rocșoreni, județul Mehedinți, decedat la 15 noiembrie 1995. Studii militare. Școala militară de ofițeri de artilerie, între 15 noiembrie 1948, 30 decembrie 1949. Academia militară, 1966-1969. Curs post-academic la Academia militară în anul 1975. Grade militare, locotenent în 1949. Locotenent major, 1951. Capitan, 1954. Major, 1955. Locotenent colonel, 1959. Colonel, 1964. General de brigadă, 1971. General de divizie, în 1977. General de corp de armată, în 1991. Funcții militare. Comandant de baterie și ajutor șef de stat major cu operațiile și pregătirea de luptă în regimentul 142 Buziere. Comandant de divizion în brigada 54 artilerie grea. Ajutor șef de operații în comandamentul artilerie regiune 3 militare. Ajutor șef birou pregătire de luptă pentru artilerie de divizie în comandamentul artilerie regiune 3 militare. Locțitor al comandantului regimentului 54 artilerie. Comandant al regimentului 69 artilerie în perioada 26 mai 1958 19 septembrie 1966. Comandant al diviziei 10 mecanizate 21 octombrie 1969 9 decembrie 1976. Comandant al armatei a 3-a, ulterior armata a 4-a, 9 decembrie 1976, 21 martie 1979. Vicepreședinte al Comisiei Centrale pentru Regulament a Ministerului Apărării, 21 martie 1978, 13 iunie 1981. General de corp de armată Stelian Popescu s-a născut într-o familie a lui Ioan Popescu, muncitor la calea ferată în turnul Severin, mama sa Elisabeta, lucrând la un CAP din comuna Rocșoreni. A mai avut o soră Elisabeta, a absolvit clasele primare la școala din comuna natală. După școlarizare a fost înaintat pe 30 decembrie 1949 la gradul de sublocotenent. A avut o rapidă ascensiune în cariera militară. La numai 32 de ani este numit comandant de regiment. Tânăr, ambițios, bine pregătit, grea comanda unității cu un curaj și a simțului răspunderii. Urmărește ca activitățile planificate să se desfășoare în condiții bune, pregătește și conduce antrenamente de stat major, implicându-se în detaliu în conceperea acestora, dovedindu-se a fi un foarte bun organizator. Cu stilul său de muncă, maiorul Stelian Popescu a stimulat inițiativa ofițerilor, a încurajat metodele pe care aceștia le aplicau pentru rezolvarea problemelor tot mai complexe din unitate. Avea multă încredere în subordonați, considerându-i colaboratori apropiați și conta mult pe responsabilitatea lor. A fost întotdeauna un model. În anul 1976 este numit comandant armatei a 3-a. De la primul grad de ofițer până la ultima stea de general, a fost același om consecvent, devotat trup și suflet meserie pe care și-a ales-o. Timp de un deceniu a îndeplinit funcții de mare răspundere, comandă de divizie, armată, după care a fost numit vicepreședintele Comisiei de Regulamente. După anul 1989 a acționat pentru punerea bazilor Uniunii Naționale Cultul Eroilor. Vă mulțumesc pentru atenție! Avem deosebită onoare a-l invita pe domnul Septimiu Țurcaș să ia cuvântul. Domnilor comandanți, onorată asistență, dați-mi voie în calitatea pe care o am de primar al orașului să profit de această zi specială în care sărbătorim ortodoxii și greco-catolicii pe Sfântul Gheorghe și nu în ultimul rând sărbătorim Ziua Forțelor Terestre, să transmit tuturor ofițerilor, subofițerilor, soldaților gradați voluntari, cadrelor militare în rezervă și retragere, un sincer la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră și să reprezentați cu cinste în continuare Armata Română, așa cum o faceți și acum. Sigur, am primit în urmă cu un an de zile această propunere și evident că orașul Șimleu Silvaniei este un oraș care are mare recunoștință față de forțele militare. N-am stat pe gânduri și am hotărât ca acest cartier 2 al unității militare, cum știm noi, parte din strada Mihail Sadoveanu, să poarte numele marelui general Stelian Popescu. Și stând aici, în această zonă, și gândindu-mă la viitorul plan urbanistic general care va fi avizat până la 1 ianuarie 2016 și având în vedere că ceea ce este în fața noastră va fi un cartier în care se vor construi locuințe,
Vin și eu cu o propunere, dacă dumneavoastră ați venit cu o propunere. Ca toate străzile care vor fi în fața noastră să poarte numele personalităților militare care au avut în orașul Șimleu Silvaniei un rol de-a lungul istoriei. Și domnule comandant, vă propun ca împreună să găsim această soluție, pentru că străzile practic sunt desenate pe viitorul plan urbanistic general și eu cred că este un minim de un efort minim și un respect minim pe care comunitatea locală îl poate oferi oamenilor importanți care au fost în orașul nostru, în cadrul armatei. Eu vă mulțumesc tuturor. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Șerban, pentru că dânsul a fost cel care a venit cu ideea. Noi n-am avut decât să ne executăm și n-a fost niciun fel de discuție. Consiliul Local a aprobat în unanimitate această propunere, lucru care vă garantez că se va întâmpla și în continuare. Eu vă mulțumesc din suflet și vă felicit pentru faptul că știți să vă respectați oamenii care au fost importanți în armata română și în special în cadrul regimentului din Șimleu și sunt convins că acest lucru se va întâmpla și în continuare. Mulțumesc! Au urmat momente artistice prezentate de copii din instituțiile de învățământ din Șimleu Silvaniei, conduse de domnul profesor Traian Albu și un exercițiu drill team sub comanda sublocotenentului Bogdan Croitoru. Ceremonialul dedicat dezvelirii plăcii cu denumirea străzii s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Veteran din teatrul de operații Afganistan și Bosnia.